Consilierii municipali s-au întrunit astăzi în ședință. Subiectele examinate au fost cele cu privire la executarea bugetului primăriei Soroca pentru anul 2017 și aprobarea bugetului primăriei municipiului Soroca pentru anul 2018. Astfel, după cele mai multe ședințe la rând, subiectele au fost scoase pe ordine de zi, acum aleșii locali au examinat proiectele de decizii, au venit cu propuneri și au votat cu vot unanim. Цифрам 58 338,9 заменить на 57 590. Цифра 59 971,9 заменить на 59 223. Поправки исходят из следующих соображений. Предлагается сохранить квоту налогу на недвижимость, имущество физических лиц на уровне прошлого года 0,05 из базы налогооблагаемого имущества. Ваше предложение увеличить в два раза квоту на налог, оплачиваемый гражданам муниципия, не может утверждаться, так как пострадают лица, имеющие имущество, большинство которых находится в сложном финансовом положении. И мы выходим с амендаментом оставить прошлый год 0,05%. На комиссии, да. Îmi pare bine că s-au ajuns la ce deja sunt propuneri. Ele vor fi examinate și de oficiu teritorial. Dacă vor fi oricare contestație, o să duc la cunoștință consilierilor, dar noi vom executa ceea ce se propune. Supun votului proiect de decizie cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Soroca pentru anul 2018 și lectura a doua. Vă rog mult, cine este pentru? 7. Vot unanim, vă mulțumesc. Totodată, în cadrul ședinței, Feodosie Bordian a informat consilierii cu privire la finanțarea proiectului reconstrucția falezii râului Nistru pe segmentul din preajma cetății Soroca. Solicitare de alocare a surselor financiare necesare pentru implementarea proiectului reconstrucția falezii râului Nistru pe segmentul din preajma cetății Soroca a fost elaborat cu un proiect decizie pentru finanțarea acestui proiect. S-a propus din start, adică de la unde au fost construite căsuțele pentru vânzări de suvenire, până la scara care este vis-a-vis de cetatea veche restaurant. Inclusiv este inclusă și scara ca turiștii și soroceni să ai posibilitatea să vie jos până la apele râului. 7. Aleșii locali au mai susținut subiectul cu privire la alocarea surselor financiare Direcției Situații Excepționale Soroca și alocarea surselor financiare din Fondul de Rezervă, ăsta Regie Apă Canal Soroca și Întreprinderii Municipale Direcției Gospodării Locativ Comunale. Legătură cu faptul că întreprinderea se confruntă cu un deficit financiar care s-a creat pe parcursul anului 2007 și nu are posibilitatea de a repara mașina specială de evacuare a deșeurilor. Solicită un ajutor financiar din Fondul de Rezervă al Consiliului Municipal. Se propune de a acorda un ajutor financiar pentru efectuarea lucrărilor surse menționate în sumă de 60.000 lei. Rog consilierii ca să rădiși încă cu 20.000, măcar cu 20.000, fiindcă în februarie era 1.900 roata, azi e 2.250. Nu 20, dar 40, dar și bine evacuat la timp și calitativ cu noi. Garanție. Dacă nu dăm astăzi bani, pe urmă să ne zicăm întrebare, chiar că nu dăm. Dați să-i dăm nu 20, 40, dar și reparat și buldozerul și mașina asta care stă și scoatem întrebare cu noi. Nu veniți de acord, dar pare straliu. Nu m-a s-a majorat tarifele la gunoi, automat s-a început la stricași tehnică. Eu supun votul amendamentul domnului consilier Popovski de a modifica suma din 60 în 100.000. Cine este pentru? 7. Totodată, consilierii au susținut alocarea 10.000 de lei pentru Colegiul Tehnic Agricol și alocarea câte 20.000 de lei pentru intervenții chirurgicale cetățenilor Bersan Aurel și Cocitov Petru. Un alt proiect de decizii susținut în unanimitatea de aleșii locale a fost și conferirea diplomei de fidelitate și acordarea indemnizației unice familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.